Sunt sus și ne privesc și se bucură alături de noi la toate evenimentele la care participăm. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc, de fapt nu trebuie să vă mulțumesc, au fost și colegii mei, mulțumesc celor care au venit din multe colțuri ale lumei și au participat. Îmi pare rău de ceilalți care sunt, îmi pare tare rău de ceilalți care sunt în Suceava și n-au participat, măcar la slujbă, fără restaurant, cel puțin. Dar asta este, fiecare decide cum vrea și fiecare își trăiește viața cum vrea. Să sperăm că au motive destul de întemeiate pentru care n-au putut participa. Mă refer la cei care sunt în Suceava. Chiar și cei care sunt mai aproape de Suceava. Profit de faptul că suntem toți împreună.
Aș dori, bineînțeles, cu acordul dumneavoastră și măsura în care se poate, începând de la anul, să facem fiecare an. Eu știu să mai așteptăm 5 ani. Eu am un exemplu a generației de anul trecut, care a făcut cu Liviu Turtureanu, cu ceilalți care știți, cu Rozopo și cu ceilalți, care au hotărât după 45 de ani să facă în fiecare an. În măsura în care se poate și sunteți de acord, bineînțeles, ar fi mai bine. Eu știu în 5 ani ce se va întâmpla, cum va fi, cine va fi, cum va fi. Nu trebuie neapărat să ne întâlnim la liceu. Se poate aranja o pensiune undeva, să ne întâlnim, să ne amintim, o biserică din jurul pensiunii unde să facem pomenirea lor și așa să treacă timpul, zic, să ne amintim de noi. Asta este o părere de-a mea. Vă hotărâți și hotărâm împreună. Încă o dată mulțumesc pentru deschidere și vă aștept diseară la ora 7 azi, nu? La 19. La 19, da? Da. Dumnezeu să-i trăim, să-i putem pomeni, să-i trăim noi, să-i putem pomeni.